În fiecare zi se trezește de vreme pentru a merge la cursurile de informatică. Nu își lasă acasă nici invențiile la care lucrează zi lumină și care i-au adus o mulțime de premii internaționale. În sala de curs își scoate laptopul pe masă și lucrează la noi invenții. Profesorul de informatică îl ajută cu sfaturi. Bună dimineața, bună! Bună dimineața! Ești singură? Da. Pe partea de colectare sau de prelucrare? Lucrez datele care le primesc la transmisătorul wireless. Ne-am axat mult mai mult pe partea de programare, în timp ce pentru el partea de proiectare este cea mai importantă. Invenția preferată este un robot care poate detecta persoanele prinse sub dărâmături în caz de cutremur. A muncit mult la el, dar a meritat. A luat locul întâi la concursul de robotică. Are și sistem night vision să vadă în întuneric, are și senzor de temperatură pentru a detecta prezența oamenilor. Acesta a fost construit pentru un concurs în Polonia. A fost un fel de experiment. Deși este foarte mic, este foarte, foarte rapid, poate să întreacă cam oricine pe bicicletă prin o viteză de peste 40 de km la oră. Pentru meritele deosebite a fost răsplătit și cu o carte. Nu orice carte, ci una de invenții. M-am uitat în biblioteca clubului de excelență, am găsit o carte. Mulțumesc, și cred că o să te intereseze. Baftă! Să fie! Și să ai inspirație. Mulțumesc. Și să iei premiul întâi. Ne vedem la Viena, unde sper că voi triumfa din nou.